Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Familia în care s-a născut și a crescut Domnul Iisus Hristos. Părinții Iosif și Maria sunt părinții care cresc Mântuitorul și totodată părinții care cresc o casă de copii mântuiți. Pentru că Noul Testament păstrează în scrierile sale dovezi suficiente că ulterior și ceilalți copii, băieții și fetele, s-au întors și la Domnul și unii dintre ei au ajuns oameni deosebiți în biserică. Iosif și Maria, așa după cum ne sunt prezentați în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Luca, izraeliți amândoi din seminția lui Iuda, ne spune Matei capitolul 1, unde prezintă acea genealogie, urmând pe fir, Matei prezintă de la Avram spre Domnul Iisus, scriind pentru evrei, iar Luca prezintă de la Domnul Iisus în spate, în urmă, în istorie, ajungând până la expresia Adam, Fiul lui Dumnezeu, sau pe scurt, cum ați putea spune, Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și Maria rezultă că era din seminția lui Iuda prin faptul că s-a dus și ea tot la Betleem să se înscrie, ținând de aceeași seminție. Haideți să îi luăm pe rând, mai întâi pe Iosif, apoi pe Maria și în final copiii, pentru a vedea ce ne spune Biblia despre această familie de oameni mântuiți. Pentru Iosif, două capitole, Iosif în relația lui cu Dumnezeu și căsătoria și viața lui Iosif de familie. Mai întâi, deci, Iosif în relația lui cu Dumnezeu. Biblia spune în Matei 1:19, Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Despre câțiva oameni, Biblia consemnează aceste lucruri. Era un om neprihănit. Cum anume era neprihănit, ce anume este biblic neprihănire, a păzi poruncile Domnului. Așa după cum este scris tot în Evanghelie, în Luca, despre Zaharia și Elisabeta. Dar comportamentul lui Iosif aici îl califică din toate punctele de vedere ca un om neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Acest om neprihănit era călăuzit de Dumnezeu în toate evenimentele vieții. De exemplu, aici, în versetul 20, ni se spune cum a fost călăuzit în căsătorie. Dar pe când se gândea la aceste lucruri și fiind tineri aici, sau noi ceilalți care atunci când vor ajunge copiii noștri mari, oamenii neprihăniți, când se gândesc la aceste lucruri, Biblia spune în Psalmi, celui neprihănit răsare o lumină în întuneric. Pe când se gândea el la aceste lucruri, spune versetul 20, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta. Se întâmplă ca atunci când ajung în pragul căsătoriei, unii să aibă dubii și temeri și să aibă și este absolut necesară o călăuzire și o lumină de la Dumnezeu. Se pare că oamenii neprihăniți beneficiază de harul acesta, de a primi călăuzire de la Domnul, să știe încotro să o apuce, să știe dacă să stea pe loc sau să înainteze. Un alt domeniu în care el a fost călăuzit, foarte important, nașterea copiilor. Spune aici versetul 20 și 21, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus. Cântații au această călăuzire de la Dumnezeu, că în familia lor se va naște un copil, avem mai multe cazuri în Biblie și este indicat să fie astfel de lucru, sunt de dorit și în familiile noastre, atunci are o încredințare bună în această privință. Continuând, întorcând pagina, în capitolul 2, în câteva momente critice apare din nou călăuzirea lui Dumnezeu pentru acest om. În mod special, Iosif, ca și cap al familiei, măcar că oamenii au ajuns în vremea noastră să ridice pe Maria la un grand angelic chiar, uitați, Dumnezeu a rămas la ceea ce este familia, soțul, capul. Și nu a vorbit cu Maria. Cu Maria a vorbit numai strict în ce privea capitolul ei, până era fecioară. Dar cât a fost problemele de familie, spune aici versetul 13 din capitolul 2,
Un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt. Puțin mai târziu, în versetul 19, după ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif în Egipt și tot cu el comunică. Și tot aici, în versetul 22, când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau, a fost înștiințat de Dumnezeu în vis și a plecat în părțile Galilei. Oamenii neprihăniți care ascultă pe Dumnezeu sunt călăuziți de Dumnezeu și Iosif va beneficia din plin de această călăuzire. Numai că, uitați, spune versetul 24 aici. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise Îngerul Domnului, 1:24. Eu cred că pe mulți dintre noi Dumnezeu vrea să ne călăuzească. Dar dacă Dumnezeu vede că odată ne spune și noi nu facem, s-ar putea să mai ne spună Dumnezeu încă o dată. Și dacă nici atunci nu facem, nu știu dacă a treia sau a patra oară va continua Dumnezeu când noi nu executăm și nu facem ceea ce Dumnezeu ne spune. Dumnezeu i-a spus, du-te în Egipt, s-a dus în Egipt, i-a spus, acum vine înapoi, a venit înapoi. Dumnezeu l-a călăuzit pentru că el s-a lăsat călăuzit. Putea să se încăpățâneze, să spună, dar de ce să iau eu pe Maria, dacă ea este însărcinată? Dacă așa i-a spus Dumnezeu, el a ascultat și a ajuns o familie binecuvântată prin această ascultare. Un alt aspect al vieții lui Iosif, relația lui cu Dumnezeu, este respectarea legii, a termenilor de prezență cu copiii la templu. Chiar în aceasta este, de fapt, toată neprihănirea, stă în păzirea cuvântului lui Dumnezeu. Citim în Luca, capitolul 2, că atunci când s-a împlinit termenul ca să fie dus copilul, Luca 2:21, când a venit ziua 8-a în care trebuia tăiat pruncul împrejur, i-au pus numele Iisus, numele care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au dus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățeșeze înaintea Domnului. Apoi, puțin mai târziu, 41 verset, părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la prasnicul Paștelor. Această familie a ținut să respecte rânduielile biblice. A ținut să fie prezentă la slujba de la templu. Neprihănirea lui n-ar mai fi fost neprihănire fără templu și fără Dumnezeu și fără lege. Nu poate fi cineva neprihănit fără scripturi și fără biserică. Aceasta este o neprihănire a lui proprie, arbitrară, care nu mai poate fi neprihănire decât în gândirea sa. Dar în gândirea biblică a fi neprihănit înseamnă a respecta ceea ce spune cuvântul Domnului și a te ține strâns de biserică, sau cum spune în Efeseni 4, toate mădurale strânse împreună și apoi de capul Hristos. Nimeni nu aprinde o lumină, spune Matei capitolul 5, decât ca să o pună în sfeșnic și sfeșnicul este biserica. Și biserica are lumină nu prin ceea ce este ea însă și noi suntem niște vase, dar niște vase goale. Lumina sau îndelemnul vine de la Dumnezeu și Domnul să dea și vieților noastre o asemenea sfântă călăuzire, o asemenea legătură cu El și cu biserica. O viață despre care în cărțile scrise de Dumnezeu, acelea despre care spune că se vor deschide cândva la judecată în Apocalips sau în Cartea Vieții, se scrie în dreptul nostru așa cum ne cheamă sau cum ne va da Dumnezeu un nume, a fost un om neprihănit. Haideți să-l vedem pe acum pe acest om neprihănit în viața sa de familie, în căsătorie și viața sa cu soția și cu copiii. În primul rând, logodna lui Iosif. Citim în Matei 1:18 că acest Iosif era logodită, Maria era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Biblic vorbind, se face logodnă, a existat logodna. Numai că logodna, tot biblic vorbind și în cazul lui Iosif este o dovadă clară, este o curăție înaintea Domnului. Logodna nu poate fi confundată cu căsătorie. Ei erau logodiți, dar nu avuseseră legături unul cu altul. Ei erau logodiți și erau neprihăniți. În mod special, Biblia recomandă și spune că este normal să fie cu totul pentru Domnul o fecioară sau un tânăr care nu este căsătorit. Dar chiar în perioada de căsătorie, în etapele care vin, logodna și apoi căsătoria, oamenii tot neprihăniți trebuie să fie.
Și Iosif chiar în perioada de logodnă a dat dovadă de curăție sufletească și de curăție trupească. Și a rămas un om neprihănit, care primea mesaje de la Dumnezeu și era călăuzit. În al doilea rând, la întocmirea căsătoriei, recitim aici aceste versete, versetul 19 și 20. Iosif, bărbatul Mariei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Nu știu exact dacă Iosif a împrumutat acest model de la evrei de atunci. Dar există posibilitatea ca să discute doi tineri în vederea logodnei. Biblia nu recomandă o prietenie așa pentru trecerea timpului, pentru ambianță și părtășie. Prieteniile biblice sunt între băieți și băieți, fete și fete. Prieteniile mixte între persoane de sex opus, Biblia recomandă doar când doi vor să se logodească și apoi să se căsătorească. Dar să admitem posibilitatea că cineva a înaintat înspre o logodnă și ulterior spre o căsătorie și vrea acum să bată în retragere. Lui se pare că nu este alegerea potrivită. Că n-a fost el vegheator, că știu eu câte se potrivi în viață. Să luăm acest model al lui Iosif, asta pentru tineri. Vroia să nu o facă de rușine înaintea lumii. N-am putea înțelege de aici că până nu e sigur pentru o eventuală logodnă și căsătorie, este bine să fii cât mai rezervat și în văzul lumii să fie cât mai puține lucruri, ca atunci când te retragi și rușinea să fie mai mică și să nu rămână o rușine publică? Să fie ceva care să se poată șterge cât mai ieftin, atât din conștiința și inima celor doi, cât și din imaginea și mintea lumii. El a avut o teamă să o ia pe Maria, dar a venit îngerul și a spus, nu te teme să o iei. Căsătoria trebuie să se facă în deplin încredințare. Când un tânăr sau o tânără nu sunt încredințați, doar spune, îmi place, dar nu-l fie sigur, parcă aș mai aștepta altceva. Sau am avut, știu, o prorocie, dar nu sunt sigur. Nu este indicat să se facă o căsătorie până când cei doi nu sunt încredințați 100%, căci tânăra sau tânărul sunt pentru și pentru. Dacă la început încredințarea nu este 100%, nu e numai 98%, să știți, tot câte un procent va cădea. Și când apar problemele vieții, încredințarea va oscila între 50% și atunci ai în cap idei de divorț. Dar când ești încredințat 100%, nu mai poate să spulbere nimic asta. A venit cândva o tânără și ne-a spus, uite, aș vrea să mă căsătoresc, dar ești încredințată? Încă nu 100%. Nu cumva să faci pasul acesta. Cum poți să treci cu cineva care nu ești încredințat, că este de la Dumnezeu? Iosif a avut toată libertatea, toată îndrăzneala. A acceptat să plece în Egipt, a acceptat toate necazurile vieții de care spune Pavel că apar în viața de familie, pentru că a avut încredințarea. Cum a avut încredințarea și Adam inițial. Nevasta care tu, Doamne, mi-ai dat. Nu am ales eu în mod arbitrar din animalele care a trecut prin fața lui. Și când ai această încredințare, știi de ce să te ții. Nu-ți mai permiți luxul să gândești la altceva decât la a merge înainte. În al treilea rând, haideți să vedem cum se comportă în viața de familie un om neprihănit. În versetul 19 am amintit deja că nu vrea să o facă de rușine înaintea lumii. Dar nici ulterior, după căsătorie, un soț neprihănit nu vrea să-și facă soția de rușine înaintea lumii. S-ar putea, tânără fiind sau și mai târziu în viață, să ți se pară că mama ar fi fost mai grozavă în gătitul mâncării și toate celelalte amenajări prin casă, sau că altele pe unde ai fost și ai umblat sunt, mai știu eu cum, că de regulă când merge cineva în vizită, mai mult sunt de nota 10 dintre gazde, dar asta nu înseamnă că sunt de nota 10 în toată ziua. Ai această putere să nu-ți faci partenerul de rușine? În mod special înaintea lumii. Pentru ca imaginea partenerului tău de viață să rămână bună. Oricum, tot pe tine te înjosești. Că la început o faci sub o presiune demonică sau sub o stare de nervi și scritești nevasta, dar până la urmă nu... Tu nu mai poți să te lauzi cu nevasta. Că și vă spune, dar nu ne-ai spus alalt ieri cine e nevasta ta? Sau când o să ieși cu ea în societate, ai ieșit și tu cu asta amărâta ta pe care așa ne-ai caracterizat-o? Tot noi păgubim dacă ne vom înjosi partenerul de viață. S-ar putea să nu fim niciunul de nota 10 de la început, dar acordăm meditații reciproce și ne îmbunătățim viața și ne ridicăm.
Și putem să tindem la ceva înalt. Nu toți neapărat sunt din făcut. De fapt, din naștere niciunul nu e educat. Toți ne naștem să învățăm și să ne cultivăm relații frumoase, amicale, cât mai frumoase în viața de familie. Un alt aspect, versetul 25, tot din Matei 1, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu. Eu zic că în dreptul soților, înfrânarea, în mod special în familiile numeroase, nu înfrânare să nu faceți copii, că Iosif și Maria au avut cel puțin 7 copii, fiți liniștiți, nu la asta mă refer. Dar uitați, n-a cunoscut-o, este drept, a fost ceva special, un eveniment aparte. Dar Biblia nu ne învață înfrânarea poftilor numai în momente speciale. Biblia recomandă înfrânarea poftilor ca o stare permanentă. S-ar putea soțiile noastre să aibă termenele acestea care trebuie respectate din Biblie, atât după nașterea copiilor, cât și în fiecare lună. Apoi s-ar putea să fie bolnave, s-ar putea să fie anumite lucrări în biserică, post și rugăciune. S-ar putea să fie multe, multe alte situații care cer din partea noastră o înfrânare. Haideți să socotim că aceasta caracterizează pe un om neprihănit și atunci când se cere și este necesar să dăm dovadă de ea. Mai departe, în Matei 13:56 ne se spune că acest Iosif era tâmplar de meserie. 13:55. Nu este el fiul tâmplarului? Și se pare că și Domnul Iisus a îmbrățișat meseria tatălui său până când a început lucrarea sa publică în Israel. Un om cu mulți copii și chiar și unul fără. Este necesar, în mod special, am mai amintit aceasta, Dumnezeu ne-a dat nouă munca. Și este necesar să muncim și să nu împingem copiii noștri și, de ce nu, soția, la stări de sărăcie datorate poate lenevirii noastre. Dacă muncind suntem totuși săraci, nimeni nu ne poate acuza. Numai un om nebun poate să acuze pe cineva care muncește că nu are mai mulți bani. Dar pe unul care stă și este leneș, poți să-l acuzi și să fie responsabil și vinovat de aceasta. Dar unul care muncește și doar atât, o binecuvântare mai redusă ne dă Dumnezeu, îi mulțumim Domnului pentru aceasta și suntem liniștiți. Dar este necesar ca povara cea mai grea a muncii să cadă în familia omului neprihănit pe umerii soțului. Pe umerii soției cade în special sarcina copiilor până sunt mai mici. Reamintim de asemenea din Matei 2 ceea ce am citit, că s-a dus în Egipt să ia pruncul pe Maria, mama lui. Grija care trebuie să o ofere un tată copiilor și soției. Această ocrotire, nu o ocrotire în forță, ci o ocrotire înțeleaptă, o protejare a familiei, de ceea ce era cu probleme aici. De exemplu, Iacov, în Vechiul Testament, în Cartea Genesei, a văzut că familia sa este într-un pericol oarecare. Exista pericolul să îi despartă cu inima de Canaan și Dumnezeu să nu-și mai împlinească planul față de ei. Exista pericolul unor neînțelegeri între verișori și cum nații lui au văzut că nu priveau bine la el, pentru că înțelegeau că le-a furat averea. Și a spus, uitați, soțiilor, trebuie să ne retragem de aici. Cade tot pe umerii soțului să știe să-și protejeze familia. Dacă se stă la socri, de exemplu, și nu mai există înțelegere, este cazul ca el să pună punctul pe ei și să știe să plece dintr-un loc, să zic să plece în altul. Sau să știe cum să pună lucrurile în diversele situații ale vieții. Asta este datoria lui, nu datoria ei în primul rând. Un alt lucru privitor la viața de familie, poate că mai sunt și printre noi, sau poate nu toți sunt de aceeași părere cu a noastră, că Maria nu a rămas fecioară pentru totdeauna. Ce dovezi biblice am avea că Iosif, într-adevăr, a fost bărbatul Mariei și ei au avut împreună o viață conjugală de familie pentru tot restul vieții? Uitați, nici cea mai deosebită femeie din lume care a născut pe Mântuitorul n-a avut harul să aibă puțini copii, ci a avut 7 copii. Așa a găsit Dumnezeu de cuvință. Când a fost Domnul Iisus mic, când s-au dus la înscriere, când s-au dus în Egipt, scrie ceva despre ceilalți copii? Nimic. Când
S-a dus Domnul Iisus în Luca 2 cu părinții la templu la vârsta de 12 ani, vârsta de la care puteau merge copiii, scrie ceva despre ceilalți? Ca dovadă că erau mai mici. Cei din credința ortodoxă susțin că ceilalți au fost băieți de-a lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară cu o altă femeie și care ar fi fost mai mari. Ori în cazul acesta ar fi trebuit să fie și ei la templu. A fost spus, citim acolo în Luca capitolul 2, unde a crezut părinții că este Iisus, versetul 44. L-au căutat printre rudele și cunoscuții lor, nu între ceilalți copii. Ar fi scris foarte simplu, credea că este cu frații lui mai mari. Dar nimic, nicio referire despre ceilalți, pentru că ei erau socotiți mai mici și nu apar decât ulterior, când Domnul s-a ajuns la maturitate, ni se spune despre ceilalți copii. Ceea ce putem înțelege foarte bine, că a urmat să fie născuți în această familie după Domnul Iisus. Haideți să trecem la Maria. Să vedem, surorile, de acum sunt mai atente sau au fost atente, cum trebuie să fie Iosif, cel neprihănit din familie. Așa. Mai întâi, câte ceva despre Fecioara Maria. Calitățile ei sfinte. Recomandabile pentru orice tânăr. Atât de mult ne întristăm când se spune uneori că tinerile din biserică nu sunt așa cum ar trebui. Că nu dau dovadă de o feciorie sfântă, sacră. Că nu este așa cum ar trebui să fie, așa într-un cuvânt, la general spus. Haideți, luați acest model al Mariei. O fecioară între fecioare, o fecioară cu adevărat fecioară, din toate punctele de vedere. Citim în Luca 1:27, să știți despre Maria, sau cel puțin eu n-am găsit, nu scrie nimic despre starea ei materială și despre frumusețea ei. Nu știu cât o fi fost de frumoasă, cât o fost de bogată, nu scrie Biblia și n-am voie să spun. Dar aici scrie așa. La o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Credeți că numai din clipa aia a venit Domnul să fie cu ea? A venit într-un har mai mare, că noi primim har după har. Dar Domnul a fost cu ea și până atunci. Ea a avut o relație, așa cum spune Pavel în Corinteni 7:34, fecioara trebuie să fie întru totul, într-o sfântă relație cu Domnul. Ea încă nu este logodită, poate nici cu un băiat, dar logodiți cu Domnul, orice fată fecioară este logodită cu Domnul, ca și noi ceilalți. Apoi, citim despre ea tot aici în Luca, capitolul 1, versetul 48, o calitate a unei fecioare. Pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. O fecioară smerită. Și a primit cel mai mare har, căci este scris că Dumnezeu celor smeriți le dă har. Acum 2000 de ani în univers, un copil cu durere
O altă caracteristică a ei, versetele 51. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Deci smerenia este dovedită în două versete aici. Apoi de la versetul 54, vedem că și Maria cunoștea scripturile și aștepta împlinirea lor. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viac. Maria avea cunoștință și trăia. În trăirea ei cu Domnul trăia scripturile, trăia și aștepta desfășurarea evenimentelor de la Domnul. Și când s-a împlinit, a știut unde să le pună și a știut de unde se trag aceste lucruri. Apoi, tot în versetul... În versetele acestea, versetul 46, Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Și urmează aici, până la versetul 55, acea cântare a ei sau acea rugăciune a ei. Trăia o viață de rugăciune și de laudă la adresa lui Dumnezeu. Folosiți-vă tinerețea în a trăi cu Domnul. În a fi smerite, despre frumusețea și bogăția ei nu scrie nimic. În a lăuda pe Domnul, în a cânta, în a vă ruga. Și în aștepta împlinirea scripturilor, chiar în ce privește viața de noastră de familie, chiar în ce privește biserica și realizarea planului Dumnezeu veșnic. Un alt aspect al Fecioarei Maria este legătura ei cu cei neprihăniți și sfinți. N-a acceptat să fie curtată decât de un om neprihănit. Nu știu, nu scrie Biblia, n-am voie să spun, dar s-a logodit cu un om neprihănit. Uneori ne uităm așa la câte doi care îi vedem împreună sau vin aceia așa la comitet în vederea căsătoriei și ne gândim oare, nu știm despre amândoi, să zic știm numai despre unul, că starea lui spirituală e așa, mai de nota 8-9, aproximativ nota exactă de Dumnezeu, sau știm așa că e mai mediocru de 5-6, celălalt nu știm, dar deducem din oficiu că dacă ăsta e de 9, celălalt o fi tot cam de 9, dacă ăsta e de 5, celălalt o fi tot cam de 5. O fecioară care trăia cu Domnul s-a logodit cu un om neprihănit. Dar nu numai în relația ei de logodnă, chiar și în părtășia ei, citim tot aici, de la versetul 39, că s-a sculat în grabă și a plecat spre munți într-o cetate a lui Iuda, la o rudenie, și a intrat în casa Elisabetei și a lui Zaharia și a urat de bine. Era prietenă și cu femei neprihănite, cu femei mai în vârstă. Atât de frumoasă este legătura dintre fetele tinere și cele mai în vârstă, că întâi scrie că cele în vârstă se le învețe pe cele tinere. Dar la cele mai în vârstă le este greu să vă învețe dacă nu o să mergeți voi la ele.
Și nu o să le întrebați voi. Ele au experiența vieții. Ideea aceasta de acum, de a fi rupt tineri de bătrâni, este o idee demonică. Nicăieri în Biblie n-are loc. Biblia spune pe Petru și toți legăturile voastre tineri cu bătrâni să fiți împotoviți cu smerenie. Adică să vă puteți pleca oricare, și cei tineri și cei bătrâni. Și să aveți o strânsă și reală părtășie unii cu alții. Cei care n-acceptă pe un bătrân de 60 de ani, Dumnezeu e mai bătrân. Nu se împacă nici cu Dumnezeu. Ăștia tineri numai cu niște Dumnezei noi veniți de curând, eventual, dacă se împacă bine. A avut această părtășie cu Elisabeta și a stat la ea 3 luni. Avea Elisabeta 6 luni, probabil până a născut sau în preajma nașterii. Când s-au dus, a intrat în casă și a urat de bine Elisabetei. Sigur nu a spus ceau, ci i-a spus o urare sfântă. Și ce au discutat împreună aici? Cum a auzit Elisabeta urarea? Ce frumos spune în Efeseni 5. Să spuneți și 4, un cuvânt care se dea har celor ce-l aud. Chiar atunci când ne întâlnim, contează cu ce cuvânt începi. Contează ce discuție începi. Începi o discuție sfântă? Uitați, din discuția lor, 2 femei au început să discute, s-au rugat, au cântat și s-au umplut de Duhul Sfânt. Și stăruințe binecuvântată, să primești Duhul Sfânt. E frumos când 2 femei se întrunesc și vorbesc. Știți că la dumneavoastră este ispita mai mare. Nu? Și la bărbați este ispita aceasta. Dar poate la dumneavoastră este mai evident. Când vă întâlniți? E scris că dacă se unesc 2 și cer un lucru, le va fi dat. Dar nu e scris că ăștia 2 trebuie să fie bărbați. Nici că musa e unul să fie bărbat și una femeie. Poate fi interpretat versetul că și dacă 2 femei se unesc și cer un lucru, le va fi dat. Nu? Un alt lucru despre Maria. A avut frământările ei. Uitați, Biblia spune că Maria este fericită, zice Iacov. Noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Maria a răbdat și ea. A avut, spune aici Luca 1:29, turburată foarte mult de cuvintele acestea. O fecioară sfântă, apoi o femeie în viața ei de familie, trăiește multe tulburări interioare. Nu doar transformări fizice, legate de copii și de celelalte evenimente ale vieții, dar înăuntru ei, în duhul ei, până să înțeleagă voia lui Dumnezeu, acest lucru și în dreptul lui Iosif este valabil. Prin câte au trecut ei, și știm aici, în Luca 2, dar aceasta amintim la momentul potrivit, a rămas străpunsă în inima ei, nu înțelegea toate și numai rugăciunea și părtășia cu Elisabeta au putut-o să-și deslege inima și să poată lăuda pe Domnul. Altfel, n-ar fi rezistat acestor stări prin care trebuie să treceți în viață. De asemenea, amintiți-vă în ce condiții a născut Maria. În Luca 2 este prezentată nașterea ei la Betleem. Nu mai are loc în casa de poposire. Ce îngrijiri au avut, eu nu știu. Nu vreau să agravăm situația, cum predica cineva, ci Domnul Iisus, când a fost mic, l-au înfășurat în zdrențe rele. Nu, Biblia spune că în scuteci. Acum nu spune mai mult decât spune Biblia. Dar oricum, Maria n-a beneficiat de o asistență medicală, cum poate chiar în vremea aia beneficiau niște condiții mai bune. Nu știu exact ce vârstă a avut când s-a dus în Egipt, dar o femeie cu copilul mic, să fie avut 1 an, 2, să te duci în Egipt, încoace, încolo, nu este ușor. Și a urmat apoi viața cealaltă de familie mai departe. Și totuși a putut să treacă mai departe și să rămână credincioasă Domnului. Haideți să o privim acum pe Maria ca mamă a cel puțin 7 copii. 5 băieți și cel puțin 2 fete. Cât privește nașterea copiilor, o problemă atât de delicată, la care este bine să nu ne grăbim să vorbim decât cu Scriptura. Citim aici în Luca 1:31, și iată că vei rămânea însărcinată. Expresia aceasta, oare voi rămâne sau nu voi rămâne, am rămas sau vei rămânea, este specifică vieții de familie. Și nu este ușor să fie pronunțată sau să nu fie pronunțată. Totuși, hai să mai citim câteva versete. Deschideți, vă rog, la Geneza 29, este vorba de Lea. O femeie care a născut, iarăși, 7 copii, ca și Maria. Geneza 29, cu versetul 31 și 35. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii. Spun unii,
Din punct de vedere medical, ținând cont de perioada fertilă a vieții, se pot naște 22-24 de copii. Cum? Adică Leia n-a fost făcută să aibă copii din naștere? Numai după ce s-a căsătorit, a făcut-o Dumnezeu să aibă copii? Cel puțin așa scrie aici. Apoi versul 35. A rămas iarăși însărcinată, expresia aceea, a rămas iarăși. Și când mai apare câte unul, era la noi o soră care are 12 copii și trecea cineva pe lângă casa ei și un șofer cu mașina și unul era un frate în cabină. Și era acolo, zice, pe femeia asta, eu nu știu, nu m-a însărcinat. Și a rămas iarăși. Și spune versetul mai departe, de data aceasta voi lăuda pe Domnul. Dacă de la Domnul rămâneți însărcinate cum a rămas Maria și Leia, găsiți resurse să lăudați pe Domnul. Numai nu vă duceți la Atalia, care și pe ea care zvii omoară. Duceți-vă la Elisabeta dacă vreți să lăudați pe Domnul când rămâneți însărcinate. Găsiți-o pe Elisabeta. Și împreună cu Maria o să găsiți cum să puteți lăuda pe Domnul. De aceea a pus numele Iuda, lăuda să fie Domnul, și a încetat să mai nască. Dar nu de tot. A mai născut ulterior doi băieți și apoi mai târziu încă o fată. Acești 7 ai Mariei credeți că au fost în mod arbitrar? Vă las să gândiți că în familia cuiva, știu, că firești, explicați, că nu știu ce, copiii sunt în mod arbitrar. Credeți că în familia Domnului Iisus au venit acești 7 în mod arbitrar? Credeți că aceștia ai lei au venit în mod arbitrar? Eu mă îndoiesc să spun asemenea declarații. De asemenea și în judecător 13, îngerul s-a dus și a spus mamei lui Samson, vei rămâne însărcinată. Ceea ce pot să vă spun din Biblie, când apare teama aceasta de a rămânea sau nu rămânea, rugați-vă înaintea Domnului să primiți de la Domnul un mesaj și când Dumnezeu vă spune că ai rămas sau vei rămânea sau să spună și soților că soția ta va rămâne însărcinată, să aveți măcar liniștea aceasta, că vine de la Domnul. Și atunci, chiar dacă nu cunoaștem toate, că noi e scris în Eclesiastul 3 că nu putem pricepe de la început până la sfârșit lucrarea Domnului, n-ai cum, e prea mică mintea noastră. Uneori și inima nu ne ajunge. Nu încape atâta iubire în noi cât să înțelegem totul. Dar dacă Dumnezeu spune, vei rămânea, de la Domnul a rămas, ce este zămislit în ea este de la Duhul Sfânt, adică este de la Dumnezeu. Atunci ai liniștea aceasta și poți să treci mai departe. E adevărat, s-a temut și Iosif când a auzit problema aceasta. S-a temut și Maria. Ei s-au temut pentru rușine, că nu era vremea. Dar de asemenea, când se trece de la un anumit număr de copii în sus, rușinea din nou vine acasă. Când au un copil doi, nu-i rușine. E frumos, nu? E rușine și acum, și nu e o frumusețe unde nu este niciunul. Dar știu eu de la ce număr în sus, rușinea iară vine, duhul de rușine vine. După cum a fost înainte. Și vrea să se instaleze. Dar dacă ai liniștea de la Dumnezeu și el, Iosif, noi să avem încredințarea că sociile noastre au rămas sărcinate după voia Domnului și dumneavoastră să o aveți, poți să treci mai departe peste aceasta. Nu este ușor. Zice că turburată de cuvintele acestea, dar totuși, turburată, s-a dus la Elisabeta și a găsit motive să laude pe Domnul. A urmat nașterea și creșterea grea, dar s-a născut, vom vedea noi, o familie de oameni mântuiți. Greutățile ei, ale Mariei, spuneam noi că au început fizic din Betleem, sau mai bine zis din perioada sarcinii, și nu s-au terminat repede. Citim un verset, nu mai vă citesc, din Ioan, capitolul 19, versetul 25. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui. Ca mamă și ca tată, n-ai numai crucea ta, mai lângă tine și crucea copiilor tăi. Spunea cineva în mod plastic, și când cineva se îmbolnăvește, noi spunem, Doamne, nu-l lua, lasă-l aici. Și dacă voi credeți în cer? Și da, credem. Atunci dacă pământul seamănă cu o cocină efectiv și cerul este un palat, de ce vreți să mai rămână oamenii aceștia aici? Dar cineva răspundea, da, acolo în acel coteț mai sunt și ceva porcei pe lângă. Și atunci nu-i chiar așa de ușor să plece la cer. Deci, chiar cât ar fi de greu aici pe pământ, avem în jurul nostru acești copilași și lângă o mamă și un tată stau în picioare crucile copiilor săi. Nu sunt așa de mare ca a Domnului, fiți liniștiți. Noi avem niște curciulițe mai mici, nu așa de mici care se poartă la gât, ceva mai mare. Da?
trebuie să stăm ca părinți lângă ei. Cum, în aceste condiții, copiii mai sunt o binecuvântare, vreau să citim din viața acestei familii. În Luca 1 cu 28 scrie, plecăciune ție care ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Cum a pășit? În categoria celor care nasc a venit un fel de binecuvântare specială peste ea. Și citim și alte versete, 2 cu 34, tot Luca, în urma copilului au fost binecuvântați amândoi, 2 cu 34, Simeon i-a binecuvântat. Părinții, după ce nasc un copil, devin binecuvântați. Mama, de când rămâne sărcinată, tata numai după ce îl naște, că el nu poartă mare grijă până îi revine numai mamei. La fiecare când revine în partea lor, se răsfrânge binecuvântarea peste ei. Un alt stil de binecuvântare. Matei 2 cu 11. S-a născut copilul, în condiții mai grele, trebuia să meargă în Egipt, nu știu exact câți bani avea Iosif și Maria, dar în 2 cu 11 scrie că au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, s-au închinat și au deschis vistieriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Eu nu cred că astea le-au ținut mari și le-a dat Domnul Iisus, ține casa sa tale. Asta a fost pentru părinți, pe să-l poată crește, nu? Să aibă bani să meargă în Egipt, să aibă bani de cheltuială. Copiii vin cu darurile lor. Acum nu mai vin despre răsărit, acum poate vin mai mult despre Occident darurile pentru copii. Că a schimbat Dumnezeu sentul, asta e o altă problemă. Dar Dumnezeu poate să răsară din pământ sau de unde ar vrea El. Dar dă binecuvântare la copii. Este binecuvântată mama când rămâne însărcinată, tata și el după ce sunt născuți și încep să curgă darurile în familia lor. Apoi, și mai târziu, când copiii sunt mari, la nunta din Cana, mama lui Iisus a spus, duceți-vă la el. Și problema a primit o rezolvare. Dar nu rămâne această binecuvântare numai în plan material. În primul rând, este o binecuvântare spirituală. Ce a ajuns Domnul Iisus și ce el este astăzi? I s-a meritat Mariei să nască așa în Betleem, să meargă cu el prin Egipt? Păi s-a meritat, nu? Oamenii muncesc pentru un salariu oarecare și trag în mine și în condiții grele. Dar Maria era necăjită, puțin mai târziu, ceilalți băieți erau ca băieți, așa, mai nepocăiți și erau mai fireși, mai religioși, numai într-un fel. Gândiți-vă ce sentimente a trăit Maria când frații Domnului Iisus nu credeau în el. Dar mai târziu, Iacov a ajuns apostol, unul din liderii bisericii din Ierusalim, Iuda, a scris acea frumoasă epistolă care precede cartea Apocalipsei. Și Iosif și Simon și surorile au ajuns să primească Duhul Sfânt cu prima serie. În Fapte, capitolul 2, la împlinirea rusalilor. Fericit o fi fost Maria din Rusalii, că cel mai mare fiu era în cerul, dădea daruri și i-o binecuvânta și pe frații lui ăștia. Și pe frații lui, care au zis, i-au arătat mulțimii, că ăștia sunt frații mei care fac voia tatălui meu care este în ceruri. A fost fericită Maria atunci? Eu cred. Dar fericirea Mariei nu s-a terminat. Ea va urma în ceruri când va merge la fiul ei. Și când se va întâlni cu ceilalți copii pe care i-a născut și i-a crescut. Și o veșnicie va avea în preajma ei. Haideți să fim în primul rând oameni neprihăniți. Și apoi să ne dea Dumnezeu harul să putem crește copiii noștri și sub binecuvântarea Lui să devină casele noastre case de oameni mântuiți. În care să crească oameni mântuiți. Să primim acum și spre părinții Iosif și Maria și ceilalți copii ai lor. Mai întâi o scurtă privire asupra băiatului Iisus, așa apoi asupra celorlalți copii. Oricum avem și câțiva copilași pe aici. Modelul ideal pentru un copil ar fi modelul Domnului Iisus. Scrie Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 51. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, 12 ani. Știi, vârsta de la care băieții încep să fie băieți și dacă s-a scrie, poate scrie cu B mare, știi? Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Maria, mama, s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și mai adăugăm versetul 40. Iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Domnul Iisus a avut o creștere normală, o creștere în mintea sa, o creștere în înțelepciune, o creștere fizică,
un comportament care era plăcut oamenilor și lui Dumnezeu. Să știți că aici este foarte greu să realizezi combinația aceasta. Să fii plăcut și lui Dumnezeu și oamenilor. Oricum, grija noastră trebuie să fie plăcut înaintea Domnului. Rezultă apoi și plăcerea de a fi plăcut de oameni. Dar vedeți și care este riscul. Și problema este că pe Dumnezeu nu-L vezi. Cum știi exact cum îi place Domnului? Uneori deduci cum îi place Domnului în ceea ce le place oamenilor în jur. Și Domnul se identifică uneori, chiar Domnul Iisus ulterior se identifică cu cei sărmani. Și Dumnezeu spune, dacă nu iubim pe fratele nostru, cel de corp, de două ori frate, nu și de corp și de credință, cum putem să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu? Și potrivit cu chemarea sa, era plin de har și de înțelepciune. Amintindu-ne de ceilalți oameni din Biblie, cum ar fi Ieremia, Domnul l-a făcut proroc încă de copil. Samuel, Iosif a avut visurile lui încă de tânăr. David a avut chemarea sa de luptător încă de copil. Copiii noștri, cel puțin de la vârsta aceasta de 12 ani, dar chiar mai repede, deja se vede în ei înclinația și darul la care sunt chemați. Dacă ne uităm și păstrăm ca Maria aceste cuvinte în inima noastră, aha, va să zic, copilul acesta are înclinație pe linia aceasta. Și eu ca părinte trebuie să încerc să-l las să se dezvolte potrivit cu chemarea care i-o dă Dumnezeu. E adevărat, chemarea merge paralel cu trăirea. Ce folos ar fi fost Domnul Iisus să fie un as la înțelepciune și pe la 16 ani să-i taie la predică pe toți, dar să fi fost cum probabil erau alți copii. Ce folos ar fi ca cineva să fie un cântăreț, să aibă toate instrumente în deștul cel mic, dar între astea alte două mai mari să țină o țigară? Poftim. Ar fi bun de ceva? Nu s-a realizat nimic. Domnul Iisus avea chemarea lui în slujbă, dar a avut trăirea lui demnă de a fi primit de Israel. E adevărat. N-a fost prețuit în satul lui, dar i-au băgat ceva de vină? I-au găsit nodul în papură? N-au avut de să-l găsească. Numai că au comentat și când au murit. S-au adunat toți bătrânii lui Israel să-i găsească ceva nod. De unde? Atât l-au vinovit că el e Hristosul. Păi da, asta le-a spus-o el. Pentru asta a venit. Să fie. Nu? Un aspect asupra rolului părinților. Citim câteva versete din Luca 2, versul 19 mai întâi. Maria păstra toate aceste cuvinte și se gândea la ele în inima ei. Apoi versetul 33. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Versetul 35. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie care se descopere gândurile multor inimi. 49 și 50 le-am citit deja. Suntem datori și vreau să mai întăresc aceasta odată. Am mai spus-o și în cazul lui Ioan Botezător. Copilul, în a vedea la ce este chemat, trebuie să fie ajutat de părinți. Părinții trebuie să vadă la ce este chemat copilul. Și Iacov a putut vedea la ce e chemat Iosif, că e chemat să fie tâlmăcitor de visuri. Dar nu s-a putut, probabil, împăca prea mult cu acest lucru. Și, așa cum spune cartea Proverbelor, copilul lasă să se vadă încă de tânăr care vor fi faptele lui. Esau s-a văzut încă de tânăr că era vânător. Lumesc a fost până a murit. Iacov în felul lui și fiecare în felul lui care se vede încă de copil. Darurile sunt puse în noi de la naștere, nu mai trebuie descoperite. În Ieremia a spus Domnul, din pântecele mamei tale te-am făcut proroc. Pavel, măcar că a fost ca el, a fost conștiincios în religia lui, spune Galateni 1, Dumnezeu l-a pus deoparte încă din pântecele mamei lui. Poate nu sunteți chiar de acord cu acest lucru, că fiecare părinte și fiecare copil are chemarea lui. Și poate spuneți că asta a fost numai în cazul lui Iisus și a lui Ioan, care sunt aparte. Dar vă amintiți și cazul fiilor lui Iacov, care toți trebuiau să alcătuiască același lucru, o țară singură. Și totuși fiecare a avut binecuvântarea lui specială. Fiecare a avut, tatăl său la fiecare dat o binecuvântare separată, spune acolo în Geneză 49. Cât despre ceilalți copii, amintim versetele din Ioan 7, aceasta pentru a da o speranță biblică, nu o brumă de speranță oarecare. Pentru a da speranță părinților a căror copii sunt pe moment firești, lumești și necredincioși încă. Ioan 7 cu versetele 2 în continuare. Și praznicul iudeilor era aproape. Frații lui Iisus i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să te vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns. Dacă face aceste lucruri, arată-te lumii, căci nici frații lui nu credeau în el.
Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urî, dar pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la prasticul acesta, eu încă nu mă sui, nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Nu spun despre frații Domnului Iisus că erau niște copii străcați. Aveau și ei o religie oarecare, să suiau și ei, cum mai vine a noștri uneori pe ultimele rânduri la balcon acolo, știi? Mai veneau și ei la templu, așa, și a spus lui, du-te și tu, arată-te lumii. Dar a spus că lumea de ei nu se lua, că ei nu prea să aveau probleme cu lumea. Lumea urăște ce nu ia ei. Și s-ar putea tinerii noștri, până la o anumită vârstă, să fie așa. Bine este, eu zic, nu știu vârsta la care va cerceta Domnul. Repet, Domnul vrea să-i cerceteze cât de timpuriu. Dar dacă putem să nu fie căzuți în păcate grele, că le va fi mai greu să se ridice. Poate chiar așa mai firești cum sunt ei. Aceasta nu înseamnă să fie în slujbă. Dar dacă nu sunt căzuți tare, le va fi mai ușor când se ridică. Asta a fost situația până la un moment dat, dar citim acel verset din Fapte, capitolul 1, cu 14, acel verset îmbucurător. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cerere împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. S-au dat pe post și rugăciune. Și Domnul s-a îndurat de ei. Nu i-a botezat Domnul cu fofras cu Domnul Iisus. Mai întâi au postit și ei s-au rugat la rând cu ceilalți. Și apoi a venit îndurarea și binecuvântarea Domnului peste ei. Să ne apropiem de final, precizând două lucruri despre această familie de oameni mântuiți. Despre Iosif mai întâi, 1:24. Când s-a trezit din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. Iar despre Maria, Luca 1:38, au zis cum a spus Maria. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Adevărații părinți și tineri, că de aici pornește viața de familie, spun cât privește tinerii și bărbații, cum le poruncește Domnul. Și dumneavoastră să spuneți ca și Maria, facă-mi-se după cuvintele tale. Iată roaba ta. Iată robii Domnului. O familie care acceptă să facă ce le spune Domnul, în acea familie Domnul poate să lucreze. Dar dacă nu acceptăm să facem ce ne spune Domnul, și o să funcționăm după părerile noastre, și o să luăm numai ceea ce ne place, ce o să poată face Domnul cu noi? O să poată face ceva? Și dintr-un ucenic, dacă nu ascultă de maestru, nu poate să facă din el ceea ce vrea. Și un anumit obiect material, dacă nu se supune la tratamentul care îl vrei să-l faci, termic sau la rece, știu eu, poți să faci ce vrei din el? Nu poți, că nu se supune. A spus, iată roaba. Cât privea partea lor, a spus, a făcut cum îi poruncise, iar cât privește ceea ce urma să lucreze Duhul Sfânt în ei, cum a fost însărcinarea cu Iosif și cum au fost celelalte lucruri, a spus, facă-mi-se. Nu numai că ei făceau, dar a acceptat ca și Domnul să facă în ei ce dorește. A spus, facă-mi-se. Și chiar din jur au acceptat rigorile lumii acesteia. Au acceptat să fie alungați în Betleem și să nască în condițiile de afară. Și totuși, Maria a găsit cuvinte să laude pe Domnul. Când poți să cânți și să lauzi pe Domnul, asta e dovada că ai înțeles ceea ce trebuie, e dovada că ești fericit, e dovada că tu ai șanse să intri în veșnicie unde se cântă și se laudă numele Domnului. Să rămână temă pentru acasă, să citim fiecare cântare a Mariei. Ce cuvinte a găsit Maria după acea veste? Și cum tot timpul se gândea la acele cuvinte și medita în inima lor și mergeau la templu și trăiau pentru slujirea la care au fost chemați. Noi avem o menire dată de Dumnezeu în dreptul copiilor noștri, ca ei să ajungă mântuiți prin prestanța noastră care o depunem, nu fără efortul lui Dumnezeu, nu fără contribuția lui care este majoră și principală. Să ne binecuvânteze Domnul să fim un Iosif și pe dumneavoastră să fiți o Maria. Și dea Domnul copiii noștri să nu avem pretenția să fie Iisus, un Iisus mai mic, dar să fie un Iacov, să fie un Iuda, să fie oameni destoinici în casa Domnului, de care să ajungem să ne bucurăm când vor fi mari și să populăm cerul împreună cu toată familia noastră. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.